Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj vrea să angajeze detectivi particulari pentru a-i descoperi pe cei care au șomaj, dar în același timp lucrează. Conducerea agenției spune că Inspectoratul Teritorial de Muncă, instituția care trebuie să descopere munca la negru, nu poate să-i depisteze pe cei care lucrează fără acte legale și sunt înregistrați ca șomeri, întrucât ar trebui să-i urmărească în fiecare dimineață. În plus, mai există și scurgeri de informații din interiorul inspectoratului. Avem informații că sunt persoane în ITM care anunță agenții economice măsura controlului sau când se realizează acest control. Astăzi nu veniți la servici, că astăzi avem control de la ITM. Atunci cum eradicăm acest fenomen? Directorul ITM Cluj recunoaște că există șomeri care lucrează, dar nu vrea să comenteze intenția JOFM de a angaja detectiv pentru că inspectoratul nu ar putea să depisteze șomerii care lucrează. Da, este adevărat. Există astfel de situații. Noi considerăm că sunt situații de concedieri mascate. În ce sens? Se întâmplă ca angajatorii să pună o presiune deosebită pe angajați, determinându-i prin diverse metode să încheie, să le înceteze contractele individuale de muncă, să intre în șomaj și să continue totuși să vină la lucru, urmând să fie plătiți la negru. Noi considerăm că acestea sunt concedieri mascate. Iulian este unul dintre cei care primesc indemnizație de șomaj, dar și lucrează. Mai mult, este angajat chiar la firma care l-a trimis în șomaj, iar ideea i-a aparținut chiar șefului său. Taxele pe care, practic, trebuie să le plătească la stat sunt prea mari, atunci, practic, a venit cu soluția de a ne trimite chipurile în șomaj, astfel încât să luăm și șomajul și salariul. Amândouă sumele cumulate putem să spunem că ne aduce un salariu decent, de aceea am și acceptat, mai ales acum în perioada sărbătorilor. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj spun că din cauza celor care primesc șomaj și lucrează, bugetul de șomaj din Cluj este prejudiciat cu 2 milioane de lei în fiecare lună.